Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe acest canal. Și bine am revenit și eu, desigur. A trecut, dacă bine am calculat, aproximativ o lună de când nu am mai filmat. Dar vreau să vă zic că în perioada aceasta s-au întâmplat foarte multe lucruri. De câteva ori am avut impulsul de a lua camera și de a mă pune și de a filma pentru voi. Cumva eram obișnuită, în general, duminica. Și în timpul săptămânii, în funcție de cum lucram și la studio, eram obișnuită să-mi aloc o zi în care să filmez, dar de cele mai multe ori, duminică, am simțit instinctul acela de a merge și de a lua camera și de a filma pentru voi. Dar, așa cum am spus, am simțit nevoia de o pauză, de a mă deconecta de la YouTube, pentru că pe Instagram și pe TikTok am postat în continuare și mi-a prins foarte bine pauza aceasta. În timpul acesta am lucrat, am avut destul de multe cliente la studio, m-am odihnit, am fost și în vacanță, au fost câteva zile plecate la Praga, a fost ziua unei prietene dragi și ne-am dus să o sărbătorim acolo, așa cum am făcut și anul trecut, am petrecut acolo câteva zile, a fost foarte bine, dar recunosc că am venit de acolo destul de obosit, așa că mi-am luat câteva zile din nou să mă relaxez, să mă deconectez, am mai și citit câte ceva, mi-a prins foarte bine toată pauza aceasta și cumva... În continuare, eu am consumat YouTube, eu sunt o foarte, foarte mare consumatoare de YouTube, ador tot ce ține de partea de YouTube, să mă uit la tutoriale, să văd cine ce postează, să văd cine ce idee are, poate mă inspir și eu. Pe lângă asta, am decis să schimb programul de editare. Eu, în momentul de față, de fapt până acum, editam în Premiere Pro și îl plăteam lunar, lucru care cumva pentru mine nu era rentabil. Eu folosesc YouTube și fac YouTube din plăcere. Nu am câștigat nici un leu în 2 ani și ceva din YouTube, dar în fiecare lună eu plăteam programul de editare. Dacă v-ați uitat la clipurile mele, cu siguranță ați văzut că nu editez foarte mult pe ele. Adică sunt destul de raw. Tai în general atunci când am tutoriale de machiaj sau când am clipuri din astea în care stau și povestesc cu voi, poate haul-uri empties. Doar dacă îmi sună telefonul, vine vreun curier, îmi vine mâncarea sau se întâmplă ceva, atunci tai. Altfel, cap-coadă este fix același video, nu tai, nu fac nimic. Lucrul pe care îl editez este la sunet, ca să cumva să șterg sunetele astea de fundal. De exemplu, acum am geamul deschis sau de gălăgie de afară, poate mai latră cățelul vecinului, poate trece cineva pe hol, pentru că, din păcate, la blocurile noi, asta este problema majoră, și anume faptul că se aude orice fel de zgomot. Și atunci cumva editez partea aceasta ca să fie mai clară vocea mea. Editez în general, v-am zis, în momentul în care tai ca să nu cuprindă 100.000 de ore de filmat. Și ce mai editez câteodată în funcție de luminozitate, culoarea sau luminozitate. Deci astea sunt singurele lucruri pe care le editez și câteodată mai pun tranzițiile acelea ca să fie cumva totul de la cum tai, să fie un pic mai uniform. Dar în rest atât și mi se pare că nu e rentabil pentru mine, pentru că nu editez un film, de exemplu, cum apar cele la televizor, care au tot felul de efecte și așa, și am decis să învăț un program de editare care este gratuit. Există și o variantă plătită dacă vreau mai multe, însă am zis că pentru început vreau să văd cum merge varianta gratuită. Recunosc că m-am prins un pic de urechi. Eu editam în Premiere Pro până acum și acum o să editez în DaVinci Resolve. Nu e neapărat atât de complicat, dar, de exemplu, în Premiere Pro, dacă vroiam să editez sunetul, apăsam pe un singur buton și era editat. Aici trebuie să intru în mai multe cele ca să editez. Sunt foarte curioasă de părerea voastră, să-mi spuneți cele care m-ați urmărit și înainte, dacă vi se pare că e ok acum. Sau erau mai ok înainte, ca să văd exact și părerea voastră. Vreau foarte mult să vă rog frumos să-mi spuneți ce fel de clipuri ați dori să vedeți de la mine. Pentru mine este foarte important să fac clipuri care îmi sunt dragi mie și cu care mă simt bine, cum sunt tutorialele de machiaj, cum sunt cutiile lunare de la Look Fantastic, mă uit aici că tocmai mi-a ajuns cutia de luna aceasta, cum sunt haul-urile, dar în același timp vreau foarte mult să știu și ce vreți voi să vedeți. Poate vreți ceva la care eu nu m-am gândit. Poate vreți ceva să discutăm mai în detaliu despre ceva și atunci să știu cu ce să vină fața voastră și ce să povestim aici. Pentru că, da, am revenit. În continuare o să fie fix același program lunea și miercurea. Nu promit că o să fie fiecare săptămână luni și miercuri. Am să mă străduiesc. Însă...
În continuare am foarte multe cele de făcut, lucru care mă bucură enorm de mult. Urmează zilele viitoare, nu știu exact dacă o să încep să postez de luni. Eu filmez astăzi, joi 3 august și nu știu dacă urmează de luni, cred că de pe data de 7, să și postez clipul acesta sau o să-l amând doar pe miercuri. Ideea este că săptămâna viitoare urmează să țin și un fel de masterclass / Q&A pentru un grup privat de Facebook. Trebuie să mă pregătesc pentru acela. De exemplu, am început să lucrăm pentru evenimentele din toamnă și din iarnă, cele pe care le organizăm noi, Creative Community. Am destul de multă treabă și la studio, lucru care mă bucură foarte mult pentru că văd din ce în ce mai multă lume care are încredere în recomandările mele, care are încredere să vină să se lase pe mâna mea, care vin la cursurile de automachiaj și mă bucur foarte mult. Am destul de multe campanii și o să vedeți și voi, după ce termin de filmat clipul acesta introductiv, urmează un haul, ca să începem așa chill, relaxat. Am produse cumpărate din vacanță, am pachete de PR primite și am destul de multe campanii și mă bucură foarte mult lucrul acesta, pentru că asta înseamnă că fac bine treaba și că sunt apreciată lucru pe care chiar mă bucur foarte mult. Adică nu știu cum e pentru voi, însă pentru mine este foarte important să știu că fac bine ceea ce fac, să știu că aveți încredere în recomandările mele și că îmi sunteți în continuare alături. Așa că mulțumesc frumos că m-ați lăsat să iau această pauză și că ați rămas în continuare alături de mine luna aceasta și nu ați plecat de aici de pe canal. Vă mulțumesc frumos celor care urmează să veniți sau celor care chiar ați venit. Am văzut că au fost câteva persoane care s-au abonat canalului meu și abia aștept să facem împreună multe chestii mișto perioada care urmează. Și trebuie să recunosc că abia aștept să treacă vara pentru că m-am săturat de căldurile astea infernale și de... nu am energie de nimic. Deci atunci când este foarte, foarte cald, sunt atât de moleșită încât nu... Acum, de exemplu, înainte să filmez clipul acesta, am filmat două alte clipuri pentru Insta Stories și pentru Reel și eram tot timpul cu evantaiul după mine, eram așa în pauză. Iară mai facem ceva. Aștept foarte multe. Nu vreau neapărat să treacă vara, adică vreau în continuare să fie soare, să fie vreme bună, să petrec mult timp afară, însă aș vrea să nu mai fie gradele astea foarte ridicate, pentru că nu. Deci la Praga am avut o temperatură foarte ok, am putut să ne plimbăm fără niciun fel de problemă, am avut și un pic de ploaie, lucru care nu m-a deranjat foarte mult, dar cumva... tot ce depășește 25 de grade, cred că v-am mai zis, pentru mine este foarte mult și mă termină pentru că nu am energie de nimic. Am avut foarte multe zile care nu m-am machiat deloc, deci mi-era atât de cald încât pur și simplu îmi făceam rutina de skincare, îmi puneam o tonă de SPF pe față, îmi luam SPF-ul spray, îl puneam în geantă și plecam de acasă așa nemachiată, nearanjată. Pentru că oricum în momentul în care ieșeam din casă sau în momentul în care mă îmbrăcam, transpiram și nu mai aveam nevoie de nimic. Dar da, aștept să vină vremea un pic mai rece, aștept să vină și toamna cu toate noutățile și cu tot ceea ce o să se întâmple, așa că, da, sunt foarte entuziasmată. Mulțumesc tare frumos încă o dată că sunteți aici și vreau să vă mulțumesc în avans acelora dintre voi care o să-mi scrieți în mesaje, în comentarii, în mesaje private, unde vreți voi, ce vreți să vedeți de la mine perioada următoare aici pe YouTube. Și gata, acesta a fost clipul introductiv. I'm back! Iar zilele viitoare, cred că miercuri, totuși poate o să reușesc să încarc acestea luni, miercuri o să vă aștept un foarte mare haul pe care sper să-l primiți la fel de bine cum o faceți de fiecare dată. Gata! Asta a fost clipul introductiv de astăzi, sper că n-am vorbit alandala. M-am gândit, ok, și oare ce ar trebui să le zic în clipul acesta introductiv, că mă întorc și atât, adică... Da, sper că am atins așa de mare toate punctele. Mă duc un pic să mă refreshuiesc, după care revin să filmez pentru voi haul-ul. V-am pupat, ne vedem zilele viitoare.